Darul tău prețios, de Max Lucado. Ieșind din căsuța sa, Pancinele o privi răsăritul de soare ce colora cerul în portocaliu, ascultă cântecul păsărilor și zâmbi. Ce zi minunată, Ellie!" strigă el către creatorul său. Ellie își ridică privirea și făcu semn cu mâna. Casa lui Ellie era așezată pe cea mai înaltă colină, care nu era totuși atât de înaltă, încât să nu-i vadă și să nu-i audă pe omuleții de lemn pe care îi crease, pe locuitorii din Wenwick. Ia această zi ca pe un dar, prietene!" zise Ellie și intră în atelierul său. Chiar atunci Pancinello văzu în cutia lui poștală un pachet învelit în hârtie roșie. Mai să fie! Ce-o fi asta? Cineva mi-a trimis un dar!" Desfăcu pachetul și exclamă. Un ciocan! Oh, ce-mi plac ciocanele! Cine mi l-o fi trimis?" Se uită într-o parte și în alta a străzii, dar nu văzu pe nimeni. Puțin mai departe, într-o altă căsuță, Lucia, prietena lui, era și ea la fel de mirată. Cine mi-o fi trimis un cadou așa de frumos?" se întrebă ea, stând la o parte capacul cutiei găsite în fața ușii sale. O pensulă și o cutie de acuarele! Îmi place tare mult să pictez. Oare cine știa de asta?" Așchiuță și Buturugă locuiau mai jos de Lucia. Cei doi își găsiră cadourile lângă paturile lor. Wow, mulțumesc, Buturugă!" exclamă Așchiuță. Nu e de la mine!" îi spuse Buturugă. Dar darul ăsta e de la tine?" și arătă o cutie verde legată cu o panglică galbenă. Nu, dar hai să ne deschidem cadourile!" O trusă de cusut!" exclamă Buturugă ținând în mână un ac și ață. Îmi place atât de mult să cos!" Așchiuță era la fel de entuziasmat. O chitară! Știu să cânt la chitară! Cine ne-o fi trimis aceste daruri?" se întrebă Așchiuță. Și de ce?" adăugă Buturugă. Însă Așchiuță și Buturugă nu erau singurii omuleți curioși să afle cine le trimisese cadourile. Hans, cofetarul, îi zise soției sale. Uite, am primit o lingură nouă!" Iar Violeta, florăreasa, găsise o vază minunată la ușa casei sale. Chiar și primarul și soția sa primiseră ceva. Ia uite, o găleată și o perie!" zise primarul zâmbind larg. Îmi place să curăț lucruri, adică îmi plăcea să fac asta când eram mititel. Nu sunt pentru mine, zise soția sa. Mie nu-mi place să curăț nimic, așa că lucrurile astea trebuie să fie pentru tine. Atunci cadoul ăsta e pentru tine, adăugă primarul în timp ce mai scotea ceva din cutie. Uite, o carte! O carte de povești pentru micuții Wemiken, ce frumos! Cine ne-o fi trimis darurile astea? Se întrebă soția sa. Nu știu, îi răspunse primarul în timp ce se uita pe fereastră. Dar văd câțiva copilași cărora le-ar prinde bine să audă o poveste. Primarul și soția sa se uitau la o familie de Wemiken ce arătau foarte obosiți. Mama și tatăl se sprijineau de căruță. Cei trei copii ai lor, care păreau înfrigurați și triști, erau sus în căruță. Până când ajunseră primarul și soția sa în stradă, veniseră deja alți omuleți lângă familie. Pancinello, Lucia, Așchiuță și Buturugă își luaseră și cadourile cu ei, sperând să-l găsească pe cel care le trimisese. Dar când văzură căruța, își puseră darurile deoparte și uitară de ele. Ce s-a întâmplat?" întrebă Lucia. Totul a mers pe dos," zise tatăl. Când am traversat podul, ni s-a rupt o roată de la căruță. Când s-a rupt roata, căruța s-a înclinat într-o parte și toate hainele ne-au căzut în râu și au fost duse de apă. Ploaia ne-a udat mâncarea, așa că suntem obosiți, înfometați și murdari. Dar unde vă duceți? Venim de departe ca să-l vedem pe Ellie, răspunse mama. Dar nu cred că vom reuși să ajungem la el. Suntem așa de obosiți și de înfometați. Își lăsă capul în jos și vocea îi se stinse. Peste câteva clipe, nimeni nu mai scoase o vorbă, fiindcă nimeni nu știa ce să spună. Însă lui Pancinello îi veni o idee. Se întoarse spre prietenii săi
și le spuse: Hei, îi putem ajuta noi să ajungă la Eli. Da, încumpițară toți și se grăbiră să ajute la repararea roții stricate. Așchiuță și Buturugă încercară să o scoată, dar roata nici nu se clinti de la locul ei. Stați, lăsați-mă pe mine să mă ocup, zise Hans cofetarul. Dar când trase de ea, roata se rupse în două. Uite ce ai făcut, spuse primarul, lasă-mă pe mine să o repar. Însă când o ridică, roata se strică și mai rău. Nu prea merge, își zise Pancinelo, numai că nu știa ce să facă. Ne-a așa de frig și de foame, se plânse mama. Am eu haine, strigă Hans și o lua la goană spre casă. Iar eu știu să gătesc, strigă soția primarului, ceea ce-l făcu pe primar să se uite mirat la ea. Am gătit eu odată mai de mult, spuse ea, îndepărtându-se în grapă. Bine, poate că doar am ajutat pe altcineva să gătească, dar pot încerca să fac ceva de mâncare. Însă, cum ea chiar nu știa să gătească, se întoarse cu pâine arsă și supă rece. Iar Hans aduse niște haine care nu se potriveau pentru familia aceea, căci erau croite pe măsura trupului său bondoc. Nu prea merge, își zise din nou Pancinelo. Însă nu știa ce să facă, nici el și nici ceilalți. Și familia tot tremura de frig, iar burțile tot le chioreau de foame. Mai grav era faptul că omuleții de lemn începură să se ia la harță. Mâncarea ta nici nu se poate mânca, îi spuse Așchiuță soției primarului. Nici roata ta nu se învârte, îi răspunse ea. Când Lucea chicoti, Așchiuță se răsti la ea. Iar tu n-ai ajutat cu nimic. Păi dacă nu știu ce să fac, zise ea. Niciunul dintre noi nu știe, spuse Pancinelo. Tocmai asta e problema, zise el și se trânti pe o cutie, proptindu-și bărbia în mâini. Ceva nu merge. Nimeni nu mai spunea nimic. Ai dreptate, aprobă Lucia. Dar ce putem face? Pancinelo își ridică fruntea și zâmbi. Știu, să mergem să-l întrebăm pe Eli. Ideea le plăcu tuturor, așa că urcară împreună până în vârful colinei, unde era atelierul lui Eli. Pancinelo bătu la ușa mare de lemn. Eli le deschise. Era îmbrăcat cu hainele de lucru și le zâmbea blând. Bună ziua, prieten, le zise el, așezându-se pe bancă. Ce vă pot ajuta? Ei povestiră despre familia de omuleți din vale, dar când ajunseră la roata stricată, Eli dădu din cap și zise: Știu. Apoi, când îi povestiră despre hainele pierdute și despre mâncarea arsă, el zise din nou: Știu. Vin să te vadă, adăugă Lucia. Știu. Știai despre roata și despre mâncarea și despre îmbrăcăminte? Da, știam. Și știai că ei vin să te vadă? Eli dădu din cap din nou aprobator. Lucia se uită la Pancinelo, iar Pancinelo se uită la ceilalți. Se uitară apoi cu toții la Eli și îl întrebară: Și atunci, de ce nu i-ai ajutat? Păi, i-am ajutat. Omuleții nu mai înțelegeau nimic. I-ai ajutat? Cum i-ai ajutat? V-am trimis pe voi. Pe noi? Da, pe voi. I-am condus prin orășel astfel încât să-i puteți ajuta voi. Un moment, nimeni nu mai scoase o vorbă. Într-un final, Pancinelo zise: Tocmai asta e problema, Eli. Noi vrem să-i ajutăm, dar nu știm cum. Roata e tot stricată, călătorii sunt tot înfrigurați, iar mâncarea tot nu-i bună de mâncat. Chiar și soția primarului fu de acord cu cele spuse. Se pare că toată lumea face ceva, dar nimeni nu face ce trebuie, zise Eli. Poftim? Zise Rașchiuță și Buturugă. Încercați și altfel. Eli zâmbi. Fiecare să facă lucrul la care se pricepe cel mai bine. Omuleții se gândiră un pic la cuvintele tâmplarului. Faceți lucrul la care vă pricepeți cel mai bine, repetă Eli. Toți ați primit câte un dar, nu-i așa? Preț de o clipă, omuleții amuțiră. Apoi Pancinelo și-aminti. Așa e, eu am un ciocan și o chitară, săria Șchiuță. Eu am primit un ac și ață, adăugă Buturugă.
Rând pe rând, omuleții spuseră ce daruri primiseră, până când, dintr-o dată, Lucia își dădu seama și întrebă: Eli, tu ne-ai trimis darurile? Tâmplarul dădu din cap aprobator și le zise zâmbind: Folosiți darurile pe care vi le-am dat. Nu încercați să folosiți un dar pe care nu-l aveți. Faceți cât mai bine lucrul la care vă pricepeți cel mai mult. Simțindu-se mult mai bine, omuleții se întoarseră în orășel și se duseră drept la darurile pe care le lăsaseră deoparte. Pancinelo își lua ciocanul și, uitându-se la căruță, spuse: Cu ciocanul ăsta eu pot să repar roata! Buturugă își luă acul și ața. E timpul să fac niște haine! Hans, cofetarul, făcu de mâncare folosindu-se de lingura cea nouă. Primarul curăță căruța cu perea pe care o primise, iar Lucia o pictă cu acuarelele sale. După ce Hans hrăni familia, iar buturugăle termină de cusut noile haine, soția primarului le citi povești copiilor, iar așchiuță le cântă la chitară. Însă nu pentru mult timp. Familia era atât de obosită încât toți adormiră aproape imediat. Apoi, toți omuleții s-au înțeles să se întâlnească a doua zi dimineață și să-i ducă pe călători la Eli. Astfel că, pe când soarele se înălța pe cer, un grup de omuleți fericiți conduceau căruța și pe călători spre vârful colinii. Păsările cântau, iar ei zâmbeau fericiți. Când au ajuns la casa lui Eli, acesta a fost foarte bucuros să-i vadă. Se pare că ați reușit până la urmă. Chiar am reușit, Eli, spuse Pancinelo zâmbind. Îți mulțumim pentru darurile pe care mi le-ai dat. Mai știi pe cineva care are nevoie de ajutor?